Augustin Zegrean s-a dezlănțuit după achitarea lui Tony Grebl, o victimă a sistemului, a unei perioade nefaste din istoria dreptului. Fostul președinte al Curii Constituționale a României, Augustin Zegrean, a declarat, vineri, că Tony Grebl este o victimă a sistemului ITOI. Judectorii Curii bănuiau ce este nevinovat. Zegrean îi recomand fostului judector CCR să se îndrepte împotriva statului român și să ceară scuzuri. Fostul președinte al Curii Constituționale a României, Augustin Zegrean, este de părere că judectorul Tony Grebl, care a fost obligat să demisioneze de la CCR pentru ce era anchetat, este o victimă a sistemului ICTOI. Judectorii bănuiau ce nu sunt multe probe împotriva lui. Ne bucur foarte mult pentru domnul Tony Grebl, pentru fostul nostru coleg. Sigur, nu trebuia să îi se întâmple toate acestea, a fost o victimă a unei perioade tare nefaste din istoria dreptului românesc. Noi bănuiam de atunci ce nu sunt multe probe împotriva lui sau ce nu sunt deloc. Justiția se face pe probe, nu pe vorbe. Este păcat pentru ce i-au distrus cariera, i-au distrus câțiva ani de via, în care nu i-a fost ori sunt încântat ce, în sfârșit, s-a terminat, a declarat, pentru Mediafax, Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR din perioada în care Tony Grebl era judector al Curii. Zegrean mai spune ce hotărârea luat vineri de instanța supremă, care a decis achitarea fostului judector al Curții Constituționale în dosarul în care acesta era acuzat de trafic de influent, fals un acte sublinierei coordonarea unui grup infracțional, nu este o decizie anormală. Nu este anormal o decizie de achitare. O decizie de achitare ar trebui să fie un lucru comun, un lucru obișnuit. Noi ne-am obișnuit. Mai în urmă, ce judectorii care pronunau achitări erau anchetai. Adică, dacă erai trimis în judecat, la erai. Nu era nici an să scap. Judectorii erau pedepsii, cercetai dacă achitau pe cineva, nu procurorii, care au trimis în judecat. A fost o perioadă destul de lungă asta în timpul comunismului, și după aceea, dar sigur ce lucrurile ar trebui să intre normal, ar trebui să se termine odată cu nebunia aceasta, pentru ce nu e bun să trimii pe un om în judecat, un om care era el însui judector la Curtea Constituțională, să le irei 24 de ore, ca să îi bage spaima noase. Apoi, se, le pui se, ideea demisia ca se poi tu se, le cercetezi. Nu este în regulă ce s-a întâmplat cu el, a mai spus Augustin Zegrean. Fostul președinte al CCR îi recomand lui Tony Grebl să dea în judecat statul României să ceară despăgubiri. Sigur ce el va putea să ceară despăgubiri, eu chiar îi recomand să o fac pentru ce a fost prea brutal situația lui. Normal ar fi, procurorul face o propunere. Sigur ce nu sunt mai prost pregătiți procurorii de astăzi decât cei de altădată, când toate trimiterile în judecat se finalizau cu condamnare, dar, sigur ce poate se grească,
poate să o fac intenționat. Dumnezeu știe ce a fost aici, la grebl, eu sper că nu a fost totul un lucru intenționat, dar dacă s-a greit, cineva trebuie să dea socoteal pentru asta. Au fost zile grele nu numai pentru el, pentru familia lui, ci pentru colegii lui și pentru toată lumea. Procurorii ar trebui să fie mai atenți înainte de a trimite un om în judecat, înainte de a-l scoate din funcție, pentru ce nu a fost doar o simplă trimitere în judecat, el a fost scos din funcție, de acolo de unde a fost el numit. Este un lucru foarte grav ce s-a întâmplat cu el. Nu era un ho, nu era un oarecare, se, le iei și se, le treci prin astfel de situații, a mai declarat Augustin Zegrean. Zegrean a mai spus că a existat o problemă în ceea ce privește legislația, pentru ce Tony Grebl a fost obligat să plece de la Curtea Constituțională. A fost ridicat de la micul dejun, de la un restaurant. Au venit cu maina, l-au dus de la restaurant. Îngrozitor a fost. Procurorii ar trebui să fie mult mai ateni înainte de a face astfel de lucruri. Cu legislaia este o problemă aici, el a fost obligat să plece de la Curtea Constituțională. Dacă era lezat acolo și acum ar fi fost achitat, nu s-ar fi întâmplat nimic, dar uite că a fost obligat să plece. Am înțeles ce între timp s-a schimbat legea și judectorii curii constituționale nu mai pot fi anchetați decât dacă curtea este de acord cu asta, și este un lucru bun. A mai declarat Zegrean. Magistrații în altei curți de casație, subliniere și justiție, au decis vineri să le achite pe fostul judector al Curții Constituționale Tony Grebl pentru toate infracțiunile de care îl acuzau procurorii, respectiv de fals în declarații în form continuat, trafic de influent, coordonarea unui grup infracțional, subliniere și operațiuni economice incompatibile cu funcția. Decizia nu este definitivă.